Neamul nostru, vorba cronicarului, se află în calea tuturor relilor. Au trecut peste noi și hunii și goții, tataro-mongolii și turcii, dar cel mai mare flagel al neamului nostru a fost și rămâne să fie cel rusesc. E cel mai mare paradox că însuși rușii care ne-au ocupat și acest teritoriu au 20 de ani în urmă armata rusă de ocupație a fost implicată în conflictul de la Nistru și până astăzi noi avem această armată de ocupație și încă se mai numește și armată de pacificare, care și până azi împușcă tinerii moldoveni și până astăzi noi nu putem scăpa de această dominație a Rusiei și cu regret noi, societatea liberă, vrem să sensibilizăm și conducerea de la Chișinău și de la București că nu mai putem tolera această situație. Mulțumesc Asociația Baștina, care ne-a adunat pe toți sub aripa ei aici în piață,
în centrul Padovei pentru a plânge, să zicem așa, tragedia neamului nostru, 200 de ani de la ocuparea Basarabiei de către ruși, plus 20 de ani de când avem conflictul de peste Nistru. Suntem cu trup și suflet cu toți cei care la Chișinău au manifestat nemulțumirea și totodată dorința de a se uni cu patria mamă. Pacifico e prospero. Questi crimini hanno bloccato lo sviluppo economico, politico. Astăzi comemorăm evenimentele tragice ale neamului nostru, începând cu anul 1812 și până în zilele actuale. Vom sensibiliza opinia publică pe parcursul întregului an pe aceste teme și vom cere retragerea necondiționată a armatei rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Să ne ajute Dumnezeu!